Pe 9 iunie, adolescenta a depus o plângere pe numele atacatorului său, pe care îl acuza de viol, amenințare și șantaj. Polițiștii au luat-o de acasă și au dus-o într-un centru social destinat ocrotirii persoanelor aflate în astfel de situații. A doua zi a fost examinată medical, dar violul nu s-a confirmat, iar celelalte două acuzații nu l-au convins pe procurorul de caz să ia decizia reținerii pentru 24 de ore a criminalului. Acesta este motivul pentru care procurorul este acum cercetat. Există o plângere, cred că formulată undeva pe 9 iunie, pentru infracțiunea de viol, înregistrată la parchetul jucătorii Vânju Mare, competent cu soluționarea acestui gen de fapte. Acum, decizia procurorului de a propune sau nu arestarea preventivă îi aparține în exclusivitate. Nu pot să vă spun de ce nu a făcut acest lucru. Reprezentanții ai protecției copilului spun că fata a plecat acasă la cererea bunicii, care a venit personal și a luat-o. În același timp, adolescenta ceruse în repetate rânduri să fie lăsată să plece acasă. Am cerut și punctul de vedere al copilului, care oricum își exprimase pe toată perioada șederii, deși a fost o perioadă scurtă, dar a spus permanent, de câte ori a fost întrebată, că nu vrea să rămână în centru, că vrea să se întoarcă înapoi în familia alături de bunică și de frate. Întrebați de ce au eliberat un criminal periculos care a ucis 4 oameni, magistrații de la Tribunalul Mehedinți spun că bărbatul putea scăpa din închisoare conform legislației românești încă din 2013. Acesta a fost ținut 7 ani peste termenul prevăzut, timp în care eliberarea condiționată i-a fost respinsă de 8 ori. Se afla încarcerat în regim deschis. Avea 32 de recompense și 215 zile câștig din muncă. Comisia din cadrul penitenciarului i-a propus eliberarea condiționată a acestei persoane. Criminalul și-a recunoscut vina. Acesta le-a spus anchetatorilor că nu-și explică și că regretă ceea ce a făcut. Este arestat pentru 30 de zile pentru tentativă de omor, dar încadrarea îi se va schimba dacă adolescenta, care acum se zbate între viață și moarte într-un spital din București, nu va supraviețui.